Salut și bine ați revenit pe canalul Pescuit și Natură. Astăzi voi pescui pe un pârâu foarte sălbatic, pârâul copilăriei mele, pe care nu am mai pescuit de aproape 20 de ani. Aici, când eram mic, vineam și prindeam băștean, prindeam clenuț, porcușor, aici din acestea mici de pești. Iar astăzi am venit puțin la spinning să văd ce mai este pe acest pârâu. Foarte sălbatic de altfel, am mers deja de 100 de metri. Incredibil de curat. Nu prea vin oameni mulți pe aici, se cunoaște curat, așa, exact cum ar trebui să arate un râu la noi în țară. Haideți, poate prindeți ceva pești, vizionare plăcută. De coșorul ăsta. Cred că o să fie ok. Nu era ajuns până în gât, chiar până în brahii. Cred că o să fie ok.
cu tine, vezi. Mici clenuții. E distractiv. Ai clenuț? Nu știu cum ați am făcut uite așa să mângăți în bățul. Leni iubesc acest Dorado, la el merge cel mai bine.
Aici am prins ultimul plan al zilei, partida mea se încheie aici. Am mers cel mai bine la un Dorado Alaska de 2,5 cm. Am tot schimbat voblerele, dar ăsta a mers cel mai bine cam. Un pârâu foarte, foarte sălbatic. Oamenii se cunoaște, că nu prea vin aici la pescuit, nu m-am întâlnit cu nimeni. Și surprinzător, nu vezi un pet, nu vezi un ambalaj, nu vezi nimic plastic, nu vezi gunoaie. Așa ar trebui să arate toate râurile din țară. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!